Consilierii locali au aprobat în cea mai recentă ședință a Consiliului Local Alba Iulia scumpirea biletelor și abonamentelor pentru transportul public local din municipiu. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Modificarea tarifelor practicate de operatorul de transport public local STP se va aplica începând cu 1 aprilie. Sunt anumite modificări care le-am adus, noi spunem nu foarte mari, sunt modificări cu privire la prețul biletelor, prețul abonamentelor. Oricum, în Consiliul Local, majorării ultimii ani n-au fost decât de la 1,80 la 2 lei pentru un bilet, mi se pare, deci ultimii, să spunem, 5, 6, 7 ani nu s-au făcut majorări importante pe tot ce înseamnă presiunea, să spunem, asupra cetățenilor care călătoresc în transport în comun în municipiul Alba Iulia. Mai mult decât atâta, presiunea care cade asupra Consiliului Local pentru subvenția la transportul de călători în municipiul Alba Iulia, vedem în următoarele luni dacă va fi mai mare sau mai mică, pentru că încă feedback-ul nu-l avem total pe aceste prețuri care le-am stabilit în Consiliul Local, pentru că depinde de foarte mulți factori. Numărul de călători, numărul de celor care vor circula cu abonament, frecvența călătorilor, cât circulă cu bilet, cât cu abonament. Vom vedea ce se întâmplă în lunile următoare și vom acționa în consecință. Prin urmare, începând cu data de 1 aprilie 2015, albaiulienii vor plăti 2,5 lei pe oră pentru o călătorie și 75 de lei pentru un abonament lunar pe toate liniile societății de transport public. De asemenea, abonamentul pentru 15 zile va fi de 40 de lei, pe 7 zile de 22 de lei, pentru 5 zile 20 de lei, iar pentru un abonament valabil 24 de ore 11 lei.